scurtă și la obiect, în toată campania mea electorală, eu am arătat brăilenilor fața domnului primar, doar că, spre surprinderea mea, în urma la tot ceea ce s-a întâmplat azi noapte, dumnealui mi-a întărit părerea mea personală față de dânsul și, mai mult de atât, am adăugat în această carte de vizită a dumnealui faptul că este un om josnic, un om care nu ai cum să te cobori, domnule primar, la nivelul acesta. Ce fel de primar ești dumneata și ai pretenții că ești primarul unui oraș din Uniunea Europeană? Cât de josnic poți să te cobori, să ajungi la acest nivel, să fugăriți tinerii din Brăila, să-i luați la bătaie, să-i amenințați? Dumneavoastră și cu Ciotca dumneavoastră, viceprimar, vicepreședinte la CJ, domnilor vicepreședinte de la CJ și viceprimar, cât de josnic sunteți să dați în niște fete, să le bruscați, să dați în niște femei? Păi asta e cartea voastră de vizită. Asta spune tot despre persoanele voastre. Deci pentru mine este foarte clar. Mesajul meu către brăileni este unul singur. Ceea ce ați făcut dumneavoastră și comportamentul dumneavoastră de azi noapte, brăilenilor trebuie să le intre în cap că sunteți cei mai josnici oameni, cu niște cărți de vizită, de oameni mărunți, cu oameni fără caracter, fără suflet, fără inimă, motiv pentru care ați adus Brăila în halul ăsta. Deci, domnule primar, am crezut de dumneata tot, că nu ești un bun administrator, că faci blaturi, că te cobori la orice nivel, dar ca să te cobori la nivelul ăsta, ești de plâns. Eu personal o să îl sun pe domnul prim-ministru Ciolacu. Dacă dumnealui încă nu a fost informat de ceea ce s-a întâmplat la Brăila, o să-l informez eu, pentru că sunt convinsă că dumnealui nu va accepta să-și asocieze numele cu niște gunoaie care le are sub ordine. Dumnealui, în primul rând, aspiră și candidează la președinția României. Dumnealui are o altă carte de vizită și o altă calitate. Și eu sunt convinsă că își va disocia numele obligatoriu de numele acestor gunoaie care conduc Brăila și care s-au coborât la un nivel mult, mult sub gândirea mea. Sub gândirea mea. Deci eu nu pot să cred că dumneavoastră ați putut să vă coborâți la acest nivel. Din nou fac apel la brăileni. Este o șansă unică să ieșiți duminică la vot în număr cât mai mare și să stârpim împreună această ciotcă. Să dăm pesediștii jos. Ei nu merită să stea la conducerea acestui oraș. Dacă au făcut ceea ce au făcut azi noapte și s-au coborât la nivelul care s-au coborât, este foarte clar. Sunt niște oameni care nu merită să stea în funcțiile în care sunt și în fruntea brăilenilor. Vă mulțumesc!